A adunat talentul de veterinar al soției, cele de inginer și contabil ale fiicelor, cu spiritul său de antreprenor într-o afacere de toată frumusețea. Vorbim despre un fermier de la Hâncești care crește anual peste 1 milion de păsări. Cei din familia Cojocaru spun că de la ferma lor pe mesele cumpărătorilor ajunge carne ecologică. De ce? Vedeți în continuare. Soții Cojocaru și-au deschis ferma de păsări acum 10 ani, iar din cei 100 de angajați, aproape jumătate sunt rude. Soția a fost cea care și-a dorit o afacere acasă. Acum, Galina Cojocaru, de profesie medic veterinar, îngrijește peste 250.000 de puișori. Eu sunt mama acestor pui, de la mic până la mare. Am grijă în totalmente de hrană. Îi verificăm în fiecare zi atât umiditatea, cât și temperatura, curățenia. Dacă de sănătatea puilor se ocupă soția, atunci de hrana bio este responsabil soțul. O obține din porumbul, griul și floarea soarelui pe care tot el le crește pe o suprafață de peste 1000 de hectare. Pentru a primi un produs natural trebuie hrănită pasărea cu cereale naturale. Pe câmpuri sunt folosite numai îngrășăminte biologice. Noi de chimie ne stăruim să fugim. După 50 de zile, puii sunt gata pentru sacrificare. Fermierii au și un abator construit după ideea mezinei familiei. Dumitrița Cojocaru, care a făcut Universitatea Tehnică, a elaborat proiectul abatorului pentru teza sa de licență. După ce a primit nota 10, s-a gândit să-l transpună în realitate, așa că l-a propus părinților. De altfel, ea este cea care a cumpărat toate utilajele de aici. Am fost în peste 15 abatoare europene. Este un domeniu în care lucrează preponderent bărbații. Avea o reacție așa mai deosebită când vedeau că între o domnișoară inginer să selecteze utilajul. Tot fiica mai mică este cea care a inventat 6 rețete pentru condimentarea cărnii, dar și uniforma ingenioasă a vânzătorilor din linia lor de magazine. Mulți îmi spun că seamănă cu scufița roșie, alții cu Alice în Țara Minunilor. De tot ceea ce ține de bani, contracte, salarii și achitarea creditelor se ocupă fiica mai mare, evident economistă. Deja avem grijă chiar de cumpărătorul final pentru că ne ocupăm de magazinele întreprinderii. Angajați sunt mulți, iar pentru că pauzele dese sunt cheia marilor succese, proprietarii le-au amenajat o grădină de odihnă și alta cu fructe și legume, de unde pot mânca cât și când vor. Ai nevoie puțin de aer liber, poftim, ieși afară, un măr, un altă și interesant. Deși le oferă libertate, soții au grijă ca fiecare angajat să respecte regulile. Este monitorizat tot procesul de lucru pe parcursul orilor de lucru și când apar careva probleme de calitate, imediat putem verifica pe vina cui și din ce motiv pentru a înlătura neajunsurile. Muncitorii știu că sunt monitorizați, nu-i deranjează, fiindcă fiecare își onorează obligațiunile de serviciu cu sârguință. Ceea ce acum arată impresionant și bine pus la punct, la început era doar o încercare timidă de a face afaceri. În 10 ani, familia Cojocaru a luat credite de aproape 40 de milioane de lei, pe care și astăzi le achită. Cam 3 ani noi am locuit în teritoriu. Au fost momente foarte grele cu copiii mici, alergam toți împreună, pentru noi distracția era până la hală și înapoi. Familia împreună este destul de interesant, numai că alte teme în afară de temele de serviciu nu le avem nici acasă, nici la muncă. Acum abatorul familiei Cojocaru se pregătește pentru un test important. În noiembrie, o comisie de experți europeni va veni să-l certifice, astfel încât carnea de pui de la Iurevca să ajungă și pe mesele europenilor.